Am observat că vă plac foarte mult vlogurile în care ne amuzăm împreună sau, mă rog, voi vă amuzați pe seama mea sau eu mă amuz pe seama altcuiva, habar n-am, dar ideea este că ne amuzăm. Drept urmare m-am gândit, mă, dar de ce nu spunem bancuri? La un moment dat cred că ar fi drăguț, doar că eu nu țin minte bancuri. Nici nu știu dacă știu să le spun, adică eu am senzația despre mine că știu să spun bancuri frumoase dacă le citesc de undeva, dar nu știu cât de amuzantă pot să fiu și am zis să facem acest exercițiu. Am rugat-o pe Elena, draga mea Elena, să-mi facă o selecție din cele mai frumoase, amuzante, haioase, cum vreți voi, seci bancuri. Să nu mai pierdem timpul cu pălăvrăgeala, mai bine să spunem bancuri. Josh, ești pregătit să râzi? Yeah. Tânăr, frumos, student, nu beau, nu fumez, am o mașină beton, casă cu 12 camere, părinți bogați, nu vreau nimic, doar mă laud. Super. A râs Elena, a ales bancul, i-a râs. Mi s-a urât. Mai departe, numărul 2. Ăsta e ceva, deci ca să înțelegeți. La ăsta mi-a fost dificil să îl citesc, dar aminte să-l spun. Fiți atenți. Un moldovean parchează Dacia sa. Vine altul și lovește mașina. Moldoveanul. Vine altul de la București, adică, a vrut să zică Elena. Moldoveanul. Vai, dimini și dimini! Ce ai făcut cu deșioara mea? Cu ea asta îmi dușeam copiii la școală și îmi câștigam pânea. Dar de ce ea mea străcată și a ta nu? Bucureșteanul zice, păi a mea este Audi. Audi, Audi, dar de ce nu vedi? Aia că ăsta a fost haios, mă! Ca să înțelegeți, cred că nici nu mă prind foarte bine la bancuri pentru că a trebuit să-l citesc de două ori ca să-mi dau seama ce vrea să spună autorul. Sau sunt blondă. Există două variante întotdeauna. A, am unul cu două variante, dar mai la sfârșit de vlog. Stați să vedeți. Varianta numărul 3. Două blonde stau de vorbă. În luna viitoare, dragă, plec la Veneția. Păi, la ce mai mergi, dragă, că doar ai fost și anul trecut? Păi da, dragă, doar că anul trecut străzile erau inundate. Eu cred că, de fapt, sunt pricepută să imit. Ăsta e bun. Pe ăsta-l știam, dar nu țineam minte, dar știam ideea de bază. Nimeni și prost au ajuns la mare. Se duc să facă baie, iar nimeni se neacă. Prost sună repede la salvamari. Ajutor, ajutor! Se neacă nimeni, se neacă nimeni! Bă, tu ești prost, întreabă salvamarul de serviciu. Da, mă, da, eu sunt. Da, o stare. Da, mă, foarte bun. One point goes to Elena. Asta, drăguț. Nu mi se potrivește, dar e o vorbă veche și o preconcepție, cum că soacrele nu se înțeleg cu nororile. Soacra vine în vizită la noră. Mama soacră, cât stai pe la noi? Cât timp voi fi binevenită? A, păi nici măcar la o cafea nu stai! Bună asta, bună, bună! Și nici nu-i măritată Elena, ca să știți, aviz amatorilor. Elena.Mărgărit. Ăsta e șmecher, deci ăsta e șmecher. Cred că mi se aplică și mie în unele situații, sau mă rog, în majoritatea situațiilor, e imaginea femeii nebune geloase. Geloase de nebună. Ați înțeles. Iubito, plec la sala, ai vrea să mergi cu mine? Dar de ce? Îți par grasă? Dacă nu vrei să mergi, nu mergi. Acum mai sunt și leneșă, nu? Calmează-te, dragă, eu n-am insinuat nimic. Acum sunt și isterică, nu-i așa? Dar nu am spus asta. A, deci mă faci mincinoasă. Ok, nu mergi, punct. Stai puțin. De ce vrei să te duci singur la sală? Superb, mi se pare divin, nu? Superb. Asta este condiția femeii de azi. Noi suntem niște geloase care întoarcem totul pe dos. Bun. La semafor opresc în același timp un Logan și un Lamborghini. Ăsta, un Ferrari, pardon. Este Ferrari, Lamborghini, tot aia. Șoferul din Logan îi face semn celui cu Ferrari să coboare geamul și îl întreabă sec. Ia spune, mă, merge mașina? Ești mulțumit de ea? N-am văzut prea multă lume să cumpere, de asta întreb. Au, bun asta. Bun. Asta cu blonde îmi place. Trebuie să învăț asta cu bancurile cu blonde. Mi se par geniale. Și eu sunt relativ blondă, deci ar trebui să știu bancuri cu blonde, dar nu știu. Dar vă zic acum.
două blonde la un meci de rugby. Fată, îi vezi pe aia care s-au strâns acolo grămadă? O întreabă una pe cealaltă. Dar fată, ce-i cu ei? Fată, pariez că în clipa asta s-au strâns ca să ne bârfească pe noi două. Super, nu? Știam unul din mintea mea, știam unul cu blonde. Doamne, l-am uitat, era cu blondele cu deșertul, cu ștersul prafului ceva. Ce face o blondă în deșert? Șterge praful, superb, minunat, divin, ador. Joe, știe și tu un banc, să-l zic eu? Da. Păi, dar nu știu dacă îl mai țin minte. Joe a zis așa, doi șerpișori fac dragoste sau sex. Depinde ce vreți voi să facă serpisorii. La un moment dat, ea îi spune, vorbesc, te-mi urâs. Și el îi zice, sulă. Și ea zice, superb, acum zil cu p, zil cu p. Și el zice, supă. Băi, trag concluzia că știu să zic bancuri, a? Da, până la urmă. A râs Josh, deci dacă Josh a râs la bancurile mele, mă rog, de fapt bancul lui pe care l-am spus eu, ceva divin. Bine, mergem mai departe. Măi copile, ăsta se aplică la mine, 100% se aplică la mine. Măi copile, se plânge maică ta că vorbește cu tine și tu nu asculți. Păi stai să vezi, tăticule. Lasă scuzele, spune-mi repede cum faci, cum faci? Asta se apel, eu știți că vorbesc mult. Asta e, Andrei e căpiat, e clar. Deci când o să crească Zian, asta o să fie regula în casă. Spune și mie, cum reușești? V-am zis eu că e ceva cu două variante, am lăsat-o pe final. E foarte drăguț și haios. Reclamă la spray de muște. Folosind acest spray... muștele pot muri în două feluri. Ori vor muri de râs, ori le dai cu flaconul în cap. Superb, superb! Eu sunt divină, mă, l-a imitat. L-a făcut așa, Caterinca. Ați înțeles. Da, mi-a plăcut asta cu două variante. Bun, mai am unul. Unul singur și îmi plăcea. Mai gândiți-vă repede la un banc. Repede gândiți-vă la un banc. Apropo, și voi scrieți-mi în comentarii bancuri. Băi, Ioane, am auzit că astăzi vor fi 42 de grade la umbră. Și ce? Crezi că-s prost să stau la umbră? Superb! Nu, boss, stai la soare! Frumos! Bine, gata! Cam atât am avut de spus pentru această dată. Sper că v-ați amuzat alături de mine. Și v-ați descrețit frunțile și ați... În sfârșit, nevastă mea și-a cerut azi scuze pentru prima dată în fața mea. A zis că îi pare rău că s-a căsătorit cu mine. Râdea Elena înfundat. Gata, noi acum cred că o să mai stăm jumătate de oră să căutăm bancuri, să glumim, să râdem, să diverse. Vă pup și ne vedem data viitoare.